Evoluțiile bune din ultima perioadă ale fundașului adus la Vaslui, în urmă cu 3 ani, l-au propulsat în lotul naționalei pregătite de Răzvan Lucescu. Cu ascensiune incredibilă, Paul Pap este considerat ca fiind unul dintre cei mai buni tineri fundași din România. Bucuros de telegrama primită de la selecționer, Pap este pregătit să dea totul pe teren pentru a-i demonstra selecționerului că poate fi util și în continuare. Sunt bucuros că m-a chemat, că cred că e rodul muncii mele de până acum și nu știu ce să mai zic. O să văd când o să ajung acolo. Da, normal. Da, sigur că da. Sper să fac o figură cât mai frumoasă și să mai fiu chemat. Sigur pe el, fundașul dorește continuitate și speră să facă o figură frumoasă la turneul pe care România îl dispută în Cipru. Da, mă duc să-mi fac treaba cât știu eu de bine. Acum dacă o să-l impresionez bine, dacă nu, o să muncesc cât mai mult la Vaslui aici și să mai fiu chemat. Deși mai mulți conducători de cluburi din țară sunt de părere că Lucian Sânmărtean n-ar trebui să lipsească din lotul României, se pare că selecționerul, cel puțin pentru moment, nu are ochi pentru el. Proiectul conceput la începutul campaniei de calificare pare să încline balanța spre o echipă în formare, experiența fiind ușor-ușor înlăturată. La turneul din Cipru vor participa Suedia, Ucraina, România și țara gazdă.